Domnul Pelican, aritmetica între timp a protestat față de logica noastră și aritmetica ne spune că sunt 10 milioane de oameni care au drept de vot în țara asta și care nu s-au dus să voteze. Eu aș vrea să mai spun un lucru. Înțeleg supărarea domnului Orban și, pe de altă parte, aș adăuga, nu toată lumea în zona dreptă este perfect mulțumită de acțiunile politice a lui Traian Băsescu. Dar excesul ăsta de personalizare, sentimentul că ți se ridică tensiunea, pentru care există și ceaiul de păducel, din câte știu ca tratament, ori de câte ori auzi numele președintelui, este un sentiment care trebuie cumva controlat în spațiul public. Suntem aici pentru a dezbate proiecte politice. Ori, este un fapt că de 23 de ani, în România, toți președinții și-au încheiat mandatul. Ion Iliescu, care s-ar putea să aibă sânge pe mâini dacă ne uităm la dosarul Revoluției și al Mineriadelor, a avut parte de 10 ani de exercițiu executiv ca șef al statului român și nimeni nu l-a deranjat. Nici astăzi nu mai deranjează nimeni, nici măcar doamna Köveși nu a putut să deranjeze cu dosarul Revoluției. Ei bine, de aceea cred că Traian Băsescu trebuie să-și încheie mandatul, fără ca asta să însemne că la evaluarea finală a mandatului Traian Băsescu nu vor fi note critice, puncte de vedere adverse proiectului politic lui Traian Băsescu, dar excesiva personalizare, obsesia asta în jurul unei persoane face rău politicii românești. Pot să dau și o întrebare, replică? Când suntem atât de tineri și vorbim de partid asociat cu teroriști, cu sânge pe mâini, eu unul nu mai am nicio replică. Las pe telespectatorii care se uită la noi să tragă ei concluziile de rigoare. Despre teroriști a vorbit Ion Iliescu, din câte țin eu minte. Despre teroriști, primul care a vorbit doar a ceva scurt. N-a și să arate niciodată originea lor, n-a putut să spună niciunei victime de la Timișoara din 89 ce a tras. Discurs, un a adus un procent la vot. Dacă n-ați învățat nimic, e în regulă. Dar chiar nu-mi propun să intru în dialog pe o temă care de-a dreptul nu pot decât să te închid. Este o temă dificilă și grea pentru oricine care are conștiință. Cu mine nu puteți avea acest dialog. Poate pentru ceilalți. Eu chiar nu vă mai urmăresc. A curs sânge datorită lui Ion Iliescu, cum n-a curs în nicio altă țară est-europeană. Polonia, Cehia, n-a avut parte de un Ion Iliescu și n-a existat nici mineriade, nici nimic altceva. Dar să lăsăm pe Ion Iliescu să-și mănânce pâinea cu TVA redus. Pentru că Victor Ponta se ocupă de produs gogoș ieftine. Suntem în 2013 și întrebarea este: are astăzi România parte de o guvernare credibilă? Eu cred că nu. Cui se adresează, că eu unul chiar nu-l urmăresc și chiar nu pot să intru într-un de astfel de dialog. E sub demnitatea mea de om. Dacă vi se adresează de dumneavoastră, vă rog să-i spuneți dumneavoastră. Domnul Pelican, atunci vă las să vă luați partenerii dumneavoastră. Bun, îmi pare rău. Dar chiar nu vreau să intru în dialogul domnului Dânsu. Este adept al... Domnul Neamțu, apropo de dosarele Revoluției, cine a numit procurorul general în România în ultimii 9 ani de zile? Spuneți-mi așa. Sunt de acord, de aceea am spus nu Traian Băsescu l-a numit. De aceea doamna Köveși, în opinia mea, are o restanță pe subiectul dosarului. Numai o restanță pe care așa am identificat-o cât de cât de comun acord. Eu zic, are zeci și sute de restanțe. Da. Dar nu v-am contrazis. Nu v-am contrazis. În această privință. Nu numai în această privință. Cred că n-are să intrăm într-o polemică. E o părere. Telespectatorii sunt cei care pot să discearnă absolut tot ceea ce se discută. Noua Republică atrage atenția asupra unor fapte, nu asupra unor opinii, și faptele sunt cele mai importante. Astăzi în România, cei care aduc plus valoare, cei care creează locuri de muncă, au mari probleme. Și domnul Pelican, ca atâția alții care îl îmbrobodesc pe Victor Ponta cu aceste cuvinte, care de fapt încearcă să acopere un neant al soluțiilor, domnul Pelican este la fel de neputincios în a se întâlni cu acești români, care sunt antreprenori, care sunt oameni cu inițiativă și care spun mereu că astăzi în România este foarte greu să faci afaceri. Numărul de investiții în România a scăzut și de altfel avem probleme și cu procent care a luat. Dar n-a spus de nimic rău de dumneavoastră. Nu, dar sincer. Pentru mine este dar mult subdemnitat. Dar explicați domnului Pelican lumea ce curent de mișcare politică are. S-a văzut cât a luat. Întrebați-l câte voturi a luat. 6.000 de voturi ca un candidat la deputăție. Nu e puțin. Nu disprețuit. 50.000, domnul votul. Probabil că la Senat. Și putea spune... Puteți pune și un sac de cartofi și lua și el 50.000, nu e nicio problemă. Chiar, deci, asta cred că eu nu mai sunt de mult la vârsta la care să iau în seamă toate lucrurile, credeți-mă. Avem alt proiect acum și... Care-i proiectul? Face domnul Pelican tema emisiunii sau... Domnul Pelican, nu a spus nimic urât de dumneavoastră. Ați vorbit, ați discutat niște idei până la urmă. Să vorbească electoratului pe care domnia sa crede că l-are.
sau pe care îl reprezint. Are același drept ca orice cetățean în categoric, această țară. Dar să nu folosesc și numele, că nu e cazul. Sincer. Am înțeles, nu-i mai spuneți, vă rog frumos, nu-i mai spuneți pe nume domnului. O să cer voie ce verbe, adjective folosesc, deci o să cer voie. Când intru în studio, să dau un telefon la PSD și o să întreb ce cuvinte poate folosi un tânăr politician de la Noua Republică. Păi n-aveți voie să folosiți Victor Ponta, n-aveți voie să folosiți criză, n-aveți voie să folosiți minciună, n-aveți voie să folosiți cuvântul plagiat. Astea nu fac parte din vocabularul tolerabil în 2013. Fac apel din nou la cea mai caldă zi din an. Cred că asta este explicația. Avem 38 de grade, erau prognozate astăzi în București. Nu știu dacă le-am atins, dar e clar că e foarte cald.